Băieți și fete, vă salut, bine ați venit la a 20-lea la număr, pare mi că deja. Din start încep cu ce e mai important, pentru cei care nu au vizionat top 9 smartphone-uri care ți le recomand să le cumpere în 2023. Prețuri diferite sunt acolo pentru orice buzunar, m-am străduit așa ce mi este mie interesant dacă mă întreba ce să-ți recomand. Acum pregătesc alt top, sau mai corect spus antitop, unde am ales 10 smartphone-uri care nu ți le recomand să le cumpere în 2000... Nu le recomand în general să le cumperi, pentru că nu merită. Începând cu defectele care sunt din fabrică, prețul care nu se merită și, în general, brandul pentru... mai scurt. Și ca să nu spuneți că sunt un hater Xiaomi sau, în general, de modele chineze, pe primul loc unde e cel mai strașnic am pus modelele de la Google, și anume niște Pixeluri. Două modele care anume vei afla în video. Așa că trecem la știri. Astăzi vom vorbi despre 4 modele de iPhone-uri care nu se vor mai produce odată cu prezentarea de iPhone 15. Despre camera Sony IMX903, care încă nu este clar dacă va fi pusă pe iPhone 15 Pro Max sau pe 16 Pro Max. Despre situația cu iOS 17, unde se spune că vom putea instala aplicații din magazine terțe. Dar totul nu e așa de simplu. Este o nuanță. Vom vorbi despre specificațiile și prețurile care se cer pentru Google Pixel Fold. Nu e prețul care ne așteptam noi, în jur de 1400-1500 de dolari, va fi mai scump. Despre Xiaomi Smart Band 8, care nu știu de când și de unde i-a schimbat denumire, ea era Mi Band 8, acum e Smart Band 8, și Xiaomi 13 Pro, unde ei vor să se bată rând de rând cu camerele de asta, Bezier Calc, nici nu știu cum să mai spune. Odată cu prezentarea seriei de iPhone 15 în septembrie, Apple va renunța la producerea modelelor anterioare de iPhone, dar nu la toate. Potrivit unui raport Tom's Guide, Apple va renunța la producerea lui iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro și 14 Pro Max. Ca de obicei, Apple renunță la producerea versiunilor Pro, care aduc cel mai mult venit și pot concura cu modelele proaspăt prezentate. Ceea că iPhone-ul nu mai este produs nu înseamnă că nu va mai fi vândut. În magazine, la sigur, vor mai rămâne stocuri de dispozitive sigilate. Din modelele vechi vor rămâne iPhone 13, iPhone 14 și 14 Plus. Nu este foarte clar de ce Apple va continua să vândă al 13-lea iPhone cât și al 14-lea în același timp, deoarece acestea sunt dispozitive practic identice. Renunțarea la iPhone 12 la sigur va fi justificată de faptul că acesta are 3 ani de când a fost prezentat. Respectiv, la toamnă, odată cu prezentarea seriei de iPhone 15, Apple va produce doar iPhone 13, iPhone 14, 14 Plus, 15, 15 Plus, 15 Pro și 15 Pro Max. Și iată știre despre care vă spunem că totul este clar, dar în același timp nimic nu e clar. Insiderul Ice Universe spune că iPhone 15 Pro Max va primi un nou modul de la Sony IMX903 de 48 de megapixeli. Cel mai probabil, IMX903 va fi folosit și în iPhone 15 Pro. Este raportat că noul senzor de la Sony este mai bun decât cel de la Samsung HP2 de 200 de megapixeli. În special, senzorul de la Sony este capabil să capteze cu 20% mai multă lumină și acceptă imagini DNG RAW pe 14 bits la nivel de hardware. În același timp, Sony IMX903 va costa mai mult decât IMX989. Dar, totodată, un alt insider pe nume Revegnus, despre care am auzit mai puține, spune că Apple va folosi acest modul Sony IMX903 pe viitorul smartphone, însă acesta nu va fi iPhone 15 Pro și 15 Pro Max, ci următoarea generație, adică iPhone 16 Pro și 16 Pro Max. Iar în acest an, modelele de iPhone 15 Pro și 15 Pro Max vor primi același modul de 48 de megapixeli care stă pe iPhone 14 și 14 Pro și Pro Max. Dacă acest insider va avea dreptate, atunci se primește că vom avea o revoluție de hardware doar la camera periscopică în acest an. În rest, la camera principală vom avea careva îmbunătățiri de soft. Jurnalistul Mark Gurman a povestit în podcastul de Mac Rumors Show despre unele detalii din iOS 17. Mai exact, posibilitatea de a descărca aplicații din surse terțe doar pe teritoriul Uniunii Europene. Iar în restul țărilor totul va rămâne ca de obicei, adică doar Apple Store și atât. Cel mai probabil asta va fi în primul timp, după care la sigur utilizatorii de iPhone din SUA și din țările asiatice se vor revolta și la nivel de legislație se va lua careva, se va face careva regulă. Sau însăși Apple va băga această idee peste tot în toate țările. Sau o altă variantă care va fi de la început, indiferent în ce țară te afli, doar selectezi o țară din Europa și vei putea descărca aplicații din magazine terțe. Ai în vedere. Realme 11 Pro Plus 5G lipsește, a apărut în fotografiile reale. După naming și cantitatea de dispozitive prezentate lunar, cei de la Realme, din câte văd, o iau pe urmă băieților de la Xiaomi și Redmi. O grămadă de dispozitive, o grămadă de denumiri în care te încurci și nimic nu este clar și facem bani strict de pe primele precomenzi, după care ele pierd în preț binișor. Nu-i fix nim.
Viitorul smartphone pliabil de la Google a devenit subiectul mai multor scurgeri din această săptămână. Toate specificațiile și imaginile scurse de John Prosser le aveți acum pe ecran. La hardware, modelul nu va diferenția de Pixel 7 Pro. Aceeași memorie și cameră, iar procesorul un Tensor G2. Se observă că display-ul intern este înconjurat de rame destul de groase, unde au încadrat și camera frontală. Dar display-ul extern arată un pic mai modern. Ce e legat de prețuri, versiunea de 256 de GB în culori alb și negru va costa $1799, iar versiunea de 512 GB $1919, și asta încă fără impozite. Iar cei care vor face precomandă vor primi și un Google Pixel Watch. Prezentarea va avea loc pe 10 mai, precomenzile de pe 30 mai, iar vânzările oficiale din 27 iunie. Xiaomi Smart Band 8 a fost prezentat. De data asta, compania a decis să schimbe ușor designul dispozitivului, actualizând doar atașamentul curelii. Dacă generațiile anterioare erau echipate cu o curea dintr-o singură bucată care o introduci în capsulă, acum cureaua este dublă și se fixează ca un ceas. Acest design permite să porți brățara nu numai pe mână, ci și la gât. De ce? Nu știu. Le-a venit o idee și au implementat-o. Nu înțeleg cum vei putea utiliza brățara în modul în care ea este preconizată, purtându-o la gât. Bătăile inimii, ritmul cardiac, ce mai este pașii acolo, ei nu vor putea fi măsurați dacă o porți la gât și tărcești tu da-și da. Dar asta nu e tot. Brățara poate fi atașată și la încălțăminte. În acest mod, alergătorul va primi mai multe date, inclusiv lungimea pasului și forța piciorului pe sol. De asemenea, au adăugat și așa numitul mod interactiv de box. În general, dispozitivul poate urmări peste 150 de tipuri de antrenamente. Carcasa, apropo, este protejată conform standardului 5 ATM, iar autonomia este de până la 16 zile fără always-on display și 6 zile cu acesta. O încărcare completă durează o oră. Dimensiunea ecranului a rămas neschimbată. 1,62 inch AMOLED de 600 de niți, cu rata de reîmprospătare de 60 de Hz. Cum a fost și până în prezent, va exista două versiuni, una cu NFC și alta fără. Prețurile pentru piața chineză, vă spun în euro, să fie mai clar, va fi de 40 de euro pentru versiunea cu NFC și de 33 de euro pentru versiunea fără NFC. Pentru piața europeană mai adăugați vreo 10, 20, 30 de euro deasupra și veți avea vreo 70, 60, 70 de euro pentru o brățară. Scumpește cu fiecare generație. Compania Xiaomi a prezentat noul său flagship Xiaomi 13 Ultra, care este conceput pentru a aduce calitatea fotografiei mobile la nivelul aparatelor foto. Iacă este razmach ciotchi, nu? Designul noului smartphone dezvoltă ideile prezentate în Xiaomi 12 S Ultra. Pe spate există un bloc de cameră rotund, marca Leica, iar grosimea carcasei este neuniformă, partea de sus fiind mai groasă. Spatele lui Xiaomi 13 Ultra este realizat din piele ecologică de nouă generație. Compania spune că stratul de acoperire este rezistent la murdărie și la deteriorări și își poate păstra aspectul original o perioadă mai lungă de timp. Dar cât anume nu se concretizează. Timpul asta e paniatie răstijimă, adică toți o înțeleg diferit. Jumate de an, spunem, un an, sau iarăși nici ei nu ne pot da date concrete, fiindcă fiecare utilizează în felul său, într-un fel. Dacă îl vei băga în hus, clar că se va păstra foarte mult timp stratul de acoperire. Iar carcasa smartphone-ului este protejată conform standardului IP68. Culorile disponibile vor fi verde, alb și negru. Noul Xiaomi 13 Ultra are 4 senzori de 50 de megapixel fiecare. Modulul principal este un Sony IMX989 de 1 inch, cu stabilizare optică și diafragmă variabilă. Și încă 3 module Sony IMX858 fiecare. Unul dintre ei acționează ca un teleobiectiv cu zoom optic 3.2x. Al doilea este un periscop cu suport zoom de 5x și stabilizare optică, iar al treilea senzor este un unghi ultralarg. Xiaomi 13 Ultra se mai mândrește cu cel mai luminos ecran din industria smartphone-urilor. Panoul C7, creat în colaborare cu TCL, poate funcționa la o luminositate maximă de 2600 de niți. Deținătorul recordului anterior a fost Oppo Find X6 Pro. Ecranul său a ratat 2500 de niți. Ce e legat de prețuri, versiunea minimă de 8 GB RAM și 256 incorporat va costa 790 de euro, versiunea de 16 GB RAM și 512 incorporați 850 de euro, iar versiunea maximă de 16 1 TB va costa cât aici, 930 de euro. Prețurile sunt destul de interesante, dacă ne uităm în general pentru ceea ce propune, până la 1000 de euro, 16 1 TB, nu-i rău. Dar asta e doar pentru piața chineză. Pentru piața europeană și tot ce e legat de noi, adăugați minim vreo 500-600 de euro. Și se va primi pentru versiunea minimă vreo 1400-1500 de euro. Plus minus 1300, hai la să fie, dar puțin probabil. La sigur va costa 1500 de euro stabil. Și uite, de așa bani primești iarăși un terci din toate tehnologiile, dar tu nu ai nevoie de toate. Straniu. Pentru prețul său, chinez, care este 790 de euro pentru 8256, ciotca. Dar cu
prețul care va ajunge la noi va fi mult mai scump. Fiindcă Xiaomi 13 Pro, cum și-am spus, în anti-top care o să vă-l dau acolo, el costă 1300-1200 de euro. Xiaomi 13 Pro, care deja nu mai este actual pentru cei care dau 1000 și ceva de euro, pentru că este deja Xiaomi 13 Ultra. Băieți și fete, cam astea au fost știrile. Ni skip acolo că ați privit până la capăt. Topul 10, nu, 9 smartphone-uri care ți le recomand și aici o să apară top 10 smartphone-uri care nu ți le recomand, dar un pic mai târziu. Cel mai probabil când o să apară topul, știrile astea deja nu vor mai fi actuale și nimeni nu le va privi și degeaba ce pun topul.